CFR a dat undă verde trenurilor zăpezii. Acestea vor circula pe ruta București-Brașov și Sibiu-Sinaia de săptămâna viitoare. Tot de atunci este astfel de așteptat ca aglomeratul DN1 să devină ceva mai liber. În toată țara urmează o perioadă cu reduceri semnificative la biletele de tren pentru destinațiile turistice. Compania CFR Călători repune în circulație trenurile zăpezii, iar tarifele sunt atractive. Și iubitorii sporturilor de iarnă și cei de drumeții vor putea profita în perioada 10 ianuarie-28 februarie de reduceri de 25% la trenurile Interregio, la clasa a doua, care circulă spre și dinspre Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal și Brașov. O altă ofertă a CFR prevede o reducere tot de 25% pentru călătoriile cu rută directă la clasa a doua, cu trenurile care duc spre Vatra Dornei și Vatra Dornei Băi. Astfel, prețul biletului cu oferta din programul Trenurile Zăpezii pe ruta București-Predeal va fi în jur de 30 de lei, cu 8,9 lei mai puțin față de tariful întreg, pe când pe ruta Constanța-Brașov prețul unui tichet va fi de 60 lei și 45 de bani, cu 18 lei și 85 de bani mai puțin. Pe de altă parte, pe ruta Sibiu-Sinaia, biletul va costa puțin peste 40 de lei. Cei care vor să plătească pentru traseul București-Nord-Brașov vor scoate din buzunar suma de 37 de lei și 45 de bani. Există 5 modalități de cumpărare a biletului, iar printre ele se numără folosirea aplicației mobile CFR Călători, mersul trenurilor și bilete online și automatele de bilete din gări. Tot ceea ce vă trebuie este dorința și timpul necesar de a lua trenul cu destinația relaxare pe munte, pe Valea Prahovei.